Marius, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Este scandal pe majorarea salariului minim. Guvernul anunță că s-a înțeles cu partenerii sociali pentru ca salariul minim să ajungă la 3.000 de lei brut, iar 200 de lei din această sumă să nu fie impozitată de către stat. Sindicatele se opun însă acestei variante. Colega mea, Marina Cioancă, este la guvern în continuare și vine cu noi informații de acolo. Marina, bun găsit! Bună ziua, bun găsit tuturor! După o întâlnire cu scântei între guvern, cu miniștrii responsabili, premierul Nicolae Ciucă, patronate și sindicate, au anunțat cei de aici, de la Palatul Victoria, va crește acest salariu minim până la 3.000 de lei brut, începând 1 ianuarie 2023, cu acea mențiune că din această sumă 200 de lei să nu fie impozitabil, adică statul să nu perceapă taxe și impozite. Însă, cum vă spuneam, a fost o întâlnire destul de tensionată pentru că sindicatele anunță că nu sunt de acord cu această variantă, chiar dacă avantajează patronatele, pentru că pe termen lung ea ar dezavantaja tocmai angajatul. Automat omul nu își va plăti acele contribuții la sănătate, dar nici contribuțiile către pensii și va ieși la pensie cu un venit mult mai mic. Sursele noastre ne spun că luni va urma o nouă întâlnire între guvern, patronate și sindicate pentru a încerca să îi convingă guvernul pe sindicaliști că această variantă este cea mai bună. În plus, trebuie să decidă și ce se întâmplă cu un alt amendament extrem de important. Pe surse am aflat că ar fi vrut tot guvernul să lase la atitudinea patronului voluntar, dar vrea să îi majoreze salariul peste 3.000 de lei angajatului, să-l facă 3.200, 3.300, 3.400, iar această bucată ce ar depăși 3.000 de lei, din nou să nu fie impozitată, adică statul să nu perceapă taxe și impozite. Nu au ajuns nici în această privință ieri la un consens în acest consiliu tripartit pe care l-au avut aici la Palatul Victoria. Urmează luni o nouă rundă de negocieri și vom vedea de acolo ce se va hotărâ, însă ținând cont că această atitudine a sindicatelor, acest punct de vedere, este până la urmă unul pur orientativ, guvernul poate să meargă mai departe cu această variantă prin care salariul minim va crește până la 3.000 de lei brut cu acea bucată de 200 de lei neimpozitabilă.